Delegația Patriarhiei Alexandriei și a întregii Africi, venită să participe la ITO 2017, a vizitat joi 31 august mai multe biserici din Iași. Însoțiți de jurnalistul Andrei Vlădăreanu, grupul de tineri veniți din Africa au vizitat în prima parte a zilei Mănăstirea Golia, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi și Catedrala Mitropolitană din Iași. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, Delegația Patriarhiei Alexandriei și a toată Africa a ajuns la Iași de aseară. Am călătorit mult din toate colțurile Africii de Est. Delegația este compusă din 17 clerici și tineri. Este vorba de Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi, Burundi, Rwanda și Congo. Și astăzi vom petrece câteva zile prin Iași. Am trecut deja pe la Mănăstirea Golia, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, ne-am încheiat la Cuvioasa Parascheva. Continuăm mai departe pentru ca diseară să ajungem la Mănăstirea Sfinților Atanasie și Chiril din Copou. Ne bucurăm foarte mult de căldura cu care am fost primiți aici și cu siguranță la sfârșitul acestei călătorii vom fi o familie mare cu toții. Așa ne-am simțit din prima clipă și ne bucurăm foarte mult. Astăzi, grupuri de tineri din Patriarhia Ierusalimului și Patriarhia Antiohiei au vizitat principalele lăcașuri de cult și obiective culturale din Iași.